Salut! Bine v-am găsit și astăzi la o nouă emisiune Ascendent. Se spune că visul american cuprinde trei mari lucruri. O casă, o mașină și o slujbă bine plătită. Se pare că nu e doar visul american. Ia gândiți-vă bine la mașina pe care o visați, la casă, la slujba și celelalte. Dar adevăratul câștig în viață este viața, nu banii. Totuși, banii sunt un subiect important pe care, dacă îl tratăm corect, putem trăi o viață fericită și mulțumită. Cum? Aflăm astăzi de la invitații noștri, Cosmina și Sebastian. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Nu v-am chemat în calitate de mari banchieri, pentru că nu sunteți nici în calitate de experți financiari, ci în calitate de tineri obișnuiți care se confruntă cu probleme financiare la fel ca și ceilalți sau care se bucură de o anumită libertate financiară, pentru că mi-ați spus amândoi că lucrați și care ați dobândit deja puțină experiență în ceea ce privește administrarea banilor. De ce puțină? O să mai treacă câțiva ani în care o să dobândiți multă experiență. Sunt banii un subiect tabu de care nu ar trebui să ne atingem atunci când afirmăm că suntem creștini? Deloc. Cred că oricare individ, dacă se confruntă cu problema asta, cu banii, deci nu trebuie să, dacă ești creștin, gata, nu ai nevoie să te întreții, n-ai nevoie să locuiești undeva. Cred că nici Dumnezeu nu vrea lucrul ăsta de la noi. Deci, cred că e un subiect super normal și cred că oricine își dorește strict un necesar, o casă, unde să locuiască, nu mă refer la o casă mare acum, un spațiu unde să stea. Poți fi creștin și bogat în același timp? Cu siguranță că da. Comentați puțin afirmația aceasta. Vă amintiți? Una din afirmațiile Mântuitorului Hristos spunea că e mai ușor să intre o cămilă prin urechile acului decât un bogat în împărăția cerului. Un text foarte interesant, dur, cu un pic de simț al umorului, pentru că nu e ușor să-ți imaginezi o cămilă prin urechile acului, dar în același timp te pune pe gânduri. Cum comentați? Probabil că Mântuitorul se referă la faptul că un om bogat, de obicei un om care investește foarte mult în a câștiga. Și investind foarte mult în a câștiga bani, ajungi la un moment dat la un punct în care nu mai investești în valorile reale, în valorile ce țin de Dumnezeu sau în valorile realității obiective, care trece dincolo de bani. Și de aceea Domnul Iisus spune, da, un om care nu o să investească în ceea ce trebuie, tot la fel de bine putea să spună, mai ușor să treacă o cămilă prin urechile acului decât un om care, știu eu, se distrează foarte mult. Sau... Totuși ați spus, se poate și creștin și bogat. Cum? Eu cred că dacă îi în stare să-și păstreze echilibru între bogăție și creștin și să știe că ceea ce are îi datorează lui Dumnezeu și Dumnezeu îl ajută să facă lucrul ăsta, da, eu cred că există și oameni bogați care sunt și, pe de altă parte, și foarte buni creștini. O să atingem puțin mai târziu în emisiunea noastră modul în care ne administrăm corect finanțele. Am să pornesc de la o situație generală. Trăim într-o țară care nu se poate lăuda cu foarte mulți oameni bogați. Majoritatea muritorilor de rând trăiesc de pe o zi pe alta, au bani insuficienți, dorințe nesatisfăcute, se uită foarte mult la televizor și văd o mulțime de lucruri pe care și le-ar dori și nu și le pot permite și trăiesc de la o rată la cealaltă, ca să spun așa ceva. Cum priviți voi acest lucru? Iarăși, aici e o problemă de, sau o chestiune de a investi în ceva ce crezi că trebuie investit. Dacă te gândești că tot ceea ce investești tu e pentru acum și aici, o să investești în o casă, în
probabil într-o mașină care ți-ai dorit-o de multă vreme, într-o casă de vacanță, știu eu în ce. Și atunci o să treci de la o rată la rata și o să plătești rate până când, ca în America, până când o să mori și o să-ți ia prea alții ratele. Este greșit să investești într-o casă, într-o mașină, într-o casă de vacanță? Nu e greșit, dar depinde cât investești. Pentru că dacă treci de un anumit echilibru... Care e echilibru? Amândoi ați folosit cuvântul echilibru. Care este echilibru în toată povestea asta? Cred că nu e greșit în momentul în care ai nevoie de o casă. Atunci, probabil, și nu ai niciun alt mod de a cumpăra casa respectivă decât prin rate. Aici nu mă refer la să ai un confort super meseriaș, pur și simplu să ai unde să locuiești. Atunci cred că nu e greșit și aici mă gândeam la echilibru respectiv. În cazul în care devine ceva mai mult, că ai unde locui și te descurci super bine, dar numai din ambiția ta vrei să fii mai meseriaș și atunci investești aiurea, atunci da, cred că echilibrul, nu mai există echilibrul respectiv. Dacă am nevoie, atunci este pertinent să cheltuiesc pentru lucrul respectiv? Da. Cred că da. Pentru că sunt nevoi pe care nu mi le pot permite. Am nevoie de o casă, dar nu îmi pot permite o casă. Exact. Și atunci, automat, trebuie cumva să rezolv situația asta. Cheltuieli mai mari decât buget. Cred că aceasta este marea problemă. Cheltuim mai mult decât câștigăm. Cineva spunea, marea realizare a unei femei este să găsească un bărbat care câștigă mai mult decât poate ea cheltui. Nu știu dacă este așa sau nu este așa. Dar adevărul este că de multe ori suntem convinși că am avea nevoie de un anumit produs. Mă refer foarte mult la publicitate acum. Mi se spune că fără un anumit produs nu am putea trăi, nu am putea avea același succes, nu am avea o familie atât de fericită, nu am fi atât de împliniți, atât de haioși dacă nu am folosit produsul respectiv. Ni se creează anumite nevoi false, ceea ce ne determină să cheltuim, bineînțeles. Cum negociem cu aceste nevoi? Mă gândesc că în momentul în care analizezi obiectiv ceea ce e în viața ta și ceea ce lucrurile de care ai nevoie, atunci poți să discerni. Eu, de exemplu, mă gândesc de foarte multă vreme ce frumos ar fi să am o mașină 4x4, pentru că mie îmi place să merg la munte. Și mi-ar prinde bine, ăsta e adevărul. Mi-ar prinde chiar foarte bine. Dar întrebarea care se pune e, ok, investesc în mașina asta. Dar ce se întâmplă? Pentru că dacă investesc în ea, foarte mulți din banii mei o să meargă acolo, pentru că o să trebuiască să plătesc o rată, că n-am cum să, nu-mi pot permite să am o mașină, să-mi cumpăr o mașină 4x4 cu banii gata. Și sunt alte lucruri în care nu voi mai putea investi. Ca de exemplu, o să vină prietenii mei de la organizația studențească și o să spună, Seba, vii în tabără de schi. Nu pot, pentru că eu plătesc rata la mașină. Și atunci investiția mea într-un lucru care era mult mai fain decât avea o mașină, s-a dus, a plecat, s-a dus așa încetuț. Eu cred că e și chestie de priorități. În funcție de ce te gândești că vrei să ai și ce te împlinește pe tine mai mult. Seba zicea că pentru el e foarte important ieșirile cu oamenii și asta. Pentru altă persoană nu ar fi important lucrul ăsta și probabil pentru ca să-și satisfacă anumite nevoie, el își dorește mașina respectivă. De, cred că trebuie să te gândești care ți-s prioritățile și unde vrei să investești. Și mai există un lucru foarte important, prețul pe care îl plătești. Exact. E un fel de preț pe care îl plătești renunțarea la tabăra de schi de care ai spus, dar mai există un alt preț mai mare pe care îl plătești în fiecare zi, o muncă care să acopere cheltuielile pe care le-ai făcut. S-ar putea ca cele 8 ore să nu mai fie suficiente, să trebuiască să lucrezi suplimentar în altă parte și încet, încet viața ta privată se duce. Poate că renunți la o tabără de schi, te gândești că o să mai vină și altele, dar anii pe care îi pierzi acum nu se vor mai întoarce. Haideți să urmărim un scurt material, ne reîntoarcem în studio după aceea. Cum pot să am binecuvântare și succes? Cum pot să am o viață binecuvântată din punct de vedere financiar? Păi simplu, ascult de cuvântul lui Dumnezeu. Manualul de funcționare al lui Benny Loop. Aici scrie așa: cinstește pe Domnul cu cele din tâi daruri din toate averile tale. Toate averile, cu toată inima, cu toate darurile. Acum un tânăr care are alocație e puțin, e 20 și ceva de lei.
Cum poate un astfel de tânăr să-l cinstească pe Domnul? Că dacă dă Domnului 10%, rămâne cu aproape nimic. Nici măcar să-și încarce cartela la telefonul mobil nu mai are. Domnul spune așa, puneți-mă la încercare. Dați-mi partea mea. Acum, din 200 de lei, care-i partea Domnului? Va spune cineva 20 de lei. Nu, toți sunt ai Domnului. Mi-a dat mie, mi-a încredințat și îmi spune așa, eu dau la banca lui Benny Lup 200 de lei, spune Domnul. Să văd cât profit aduce Benny Lup din banii ăștia. Finanțele sunt de la Dumnezeu, banii vin de la Dumnezeu, asta e clar. Dumnezeu cere credincioșie de la mine atunci când administrez fondurile pe care mi le-a dat. Cum pot dovedi credincioșie? Soția mea, Eugenia, are plicuri și plicul 1 este 10%. E clar, este primul lucru pe care îl facem. Atunci când îmi intră salariul în 28 al lunii, 10% merg exact în plicul acela. După 10% este dărnicia. Asta nu-i zeciuiala, asta e altceva. Și îmi va spune cineva, bine, stai puțin, dar sunt facturile la curent. Este plic și pentru facturile de curent, este plic și pentru facturile de gaz, este plic și pentru, dacă vreți, restaurant. Am renunțat însă la a merge foarte des să servim masa în oraș. Și banii ăștia au mers într-un alt plic, ăsta e ultimul, economii. Știți, între plicul 10% și economii sunt alte 9 plicuri în familia noastră, în cazul nostru. Și de fiecare dată sunt bani pe care să-i pui în fiecare plic. Cu ce vă ajută asta, poate mă întrebați? Pe mine m-a ajutat să mă maturizez. Chiar la vârsta mea am nevoie de maturizare. M-a ajutat să mă disciplinez. Am un plic acolo în care scrie întreținere mașină. Și știți, dacă îmi plăcea la început să-mi iau proiectoarele noi care au apărut, pentru că în plicul cu întreținere mașină nu există suma respectivă, mai aștept un pic. Și văd că e destul pentru schimbul de ulei și schimbul uleiul și atât. Apoi, mă pregătesc pentru viitor, pentru cei necăsătoriți. Cred că avea un buget, chiar dacă este foarte limitat și avea bugetul împărțit pe categorii. Avea plicuri cu bani așa drămuiți cât se poate, puțin la număr. Dar avea plicul acolo, îi va ajuta pentru viața de familie. Atunci când cu banii mei eu îi aduc aminte lui Dumnezeu de numele Lui, care este milos, iubitor, generos, darnic, Dumnezeu vine și mă binecuvintează. Și puținul meu acolo se mărește, se mărește. Și poate nu va veni nimeni să-mi dea dintr-o dată cei 3 milioane de dolari, dar îmi va da înțelepciune să administrez ceea ce am și să ajut multe lucrări creștine. Poate nu-ți va da Dumnezeu banii de care ai nevoie ca să-ți cumpere o mașină nouă sau să-ți faci tuning la mașina veche, dar îți va da Dumnezeu înțelepciune să trăiești o viață în așa fel încât oamenii să privească la tine și să spună, e un om binecuvântat de Dumnezeu. Ne-am reîntors în studio într-o discuție despre administrarea bugetului personal. Banii niciodată suficienți, niciodată suficienți pentru nevoi false care ni le creează societatea în care trăim. Cheltuim cu nesăbuință uneori, ne trezim cu datorii prea mari, ne trezim cu rate care nu ne-am fi dorit să le avem, cu produse pe care le-am plătit mai mult decât ar fi trebuit, pentru că nu ne-am putut controla anumite dorințe, anumite impulsuri de moment. Despre aceasta discutăm. Am fi ipocriți dacă am spune că nu ne dorim prosperitate, să o ducem bine. Hai să zicem, nu îmi doresc lux, dar îmi doresc să nu port grija zilei de mâine, să am îmbrăcămintea necesară, haine și așa mai departe, mâncare și toate nevoile mele să fie acoperite. Dar prosperitate cu orice preț? Eu personal mă gândesc la altceva. Mă gândesc că eu nu-mi doresc așa de mult să am prosperitate. Nu-mi doresc să am prosperitate, însă îmi doresc alte lucruri care îmi iau din bani. Păi, un 4x4 înseamnă da. Prosperitate. Da. Înseamnă și tabără nu înseamnă. Că probabil că o să am... de unde, cam tot prosperitate nu și-o permită fiecare muritor. Da, probabil că fiecare se gândește la un alt lucru când spune prosperitate. Și eu când mă gândesc la prosperitate, mă gândesc la echipament pentru a merge la munte, la știu eu ce. Când mă duc la mall, de exemplu, eu nu mă uit la niciun costum de acolo, nu mă lasă inima să dau banii pe așa ceva. Însă, dacă aș merge la un magazin de sport, acolo s-ar duce mai mulți bani. Te-ar lăsa inima.
Da, m-ar lăsa inima. Bun, deci în termenii tăi, prosperitatea este definită într-un anumit fel. Exact, exact. Am fost în situația în care aveam datorii, da, intram în magazin, eram într-o altă țară, aveam bani în buzunar și nu se putea să nu trebuiască să cumpăr ceva. Cei de acolo făceau reducere când vedeau că cumpăr așa de mult și se gândeau, bă, tu ce faci? Parcă ziceai că ești român, parcă, na, ai nevoie de bani acasă. Și a fost o lecție pe care am învățat-o probabil un an mai târziu, când am ajuns în situația în care trebuia să dau banii pe care îi datoram, dar noi aveam. Dar aveam așa un rucsac, două chiar, de câteva mii de dolari acolo din ce am cumpărat. Și stăteam și mă uitam la ele și ziceam, bravo, Seva, ai rezolvat-o pe asta. Du-te și mai muncește. Și am simțit-o pe pielea mea. Spuneam la un moment dat, înainte de misiune, spuneam, sunt lucruri pe care le înveți pe pielea ta. Sunt lucruri care le înveți din ceea ce spun alții. Cel mai bine să-i înveți nu pe pielea ta, ci din ceea ce spun alții. Ce părere aveți despre cumpărăturile acestea în rate? Împrumuturi pe care le faci? Pentru mine a fost o necesitate și când ne-am mutat, în Timișoara automat a trebuit să investim în astea și n-am avut banii suficienți, n-aveam mașină de gătit, n-aveam nimica și nici bani de unde să luăm asta și atunci a trebuit să mă împrumut. Aia nu înseamnă că am fost super încântată de ideea asta, pentru că automat plătești dublu produsul pe care îl achiziționezi. Dar a fost atunci soluția de moment. Nu era altă soluție și atunci a trebuit să fac lucrul ăsta. Nu pot să spun că regret, pentru că e necesitate. Dar poate dacă eram moft, atunci categoric aș fi regretat asta. Că automat stai și te gândești, mă, așa te cam fraierez cu prețurile lor. Da, da. Spuneam prosperitate cu orice preț. Îți dorești foarte mult un lucru, îți dorești o pereche de schiuri, nu ai banii suficienți, se face reducere, îi cumperi. Până la urmă trebuie să faci anumite compromisuri ca să obții lucrul pe care ți-l dorești. Nu spun neapărat că o pereche de schiuri e un moft. Poate chiar e o nevoie, poate ține foarte mult de felul tău de a fi și ai nevoie de perechea de schiuri de care spui. Dar vorbesc cu orice preț, cu timpul tău, cu prețul integrității tale, să vorbim de mită, de alte mijloace necinstite, până la urma urmei, apelezi la orice mijloc ca să obții ceea ce îți dorești? Da, cu siguranță că nu. Pentru că dacă te conduce un lucru, atunci cine ești tu, până la urmă? Cineva spunea că ceva de genul, uite-te unde cheltuiești ca să vezi cine ești. Și, bineînțeles, chestia asta cu uite-te unde, ce faci, uite-te ce citești ca să vezi cine ești. Dar e adevărat și lucrul ăsta. Uite-te unde cheltui ca să vezi cine ești tu de fapt. Mm-hmm. Deci modul în care cheltuiești s-ar putea să te și definească, nu-i așa? Probabil. Vorbim de bani. Banii reflectă timpul nostru, timpul pe care îl muncești. Oamenii nu asociază atât de mult, cel puțin la noi în România, nu asociază atât de mult timp egal bani sau bani egal timp, așa cum se gândesc cei din Occident care sunt plătiți la oră și care efectiv orice bani pe care îl scot din buzunar reflectă timpul pe care l-au investit în muncă. Nu am fost obișnuiți să cuantificăm în modul acesta. Dar cred că noi, ca și creștini, suntem chemați să cheltuim responsabil banii, în primul rând pentru că el reflectă o parte din noi înșine, din timpul, din munca noastră, din atenția noastră. În România, în mod special, tinerii nu sunt puși la muncă atât de devreme cum sunt puși dincolo. Ca și tânăr, deja de la 16 ani începi să te cam întreții singur, să-ți iei un apartament, să-ți iei o mașină, să lucrezi pentru lucrurile acestea. Aici ți le oferă părinții. Poate și acesta este un argument. Cum priviți voi modul în care tinerii își administrează banii? Eu cred că problema nu e la ei, la societate. Oriunde te duci, la orice job ai vrea să-l ai, automat îți cere să ai experiență. Și nimeni nu angajează, dacă ne uităm foarte puțin, lumea angajează tineri sub 16 ani. Și atunci eu cred că o responsabilitate mare o au părinții tinerilor respectiv să știe până unde să meargă în a le oferi copiilor strictul necesar. Cosmina, nici dincolo, la 16 ani, nu sunt angajați pe asistent manager, unul din tineri. Lucrează ospătari, spală mașini, fac slujbe de genul acesta. Da, poate știu, că așteptările da. Noastre nu sunt realiste.
Da, știu, dar în România nici lucrul acesta, foarte rar ți se asigură lucrul acesta, nici ei nu vor lucruri director de bani sau nu știu ce, dar lucrul ăsta minor nimeni nu ți-l asigură. Dacă te duci la un bar sau asta și vrei să te angajezi, îți trebuie experiență. Dacă oriunde te-ai duce, îți trebuie experiență, altfel nu te ia nimeni. Deci eu cred că este foarte diferit mentalitatea din țara noastră cu cea din afară. Și pe de altă parte, cred că ce spui tu e adevărat. Eu am învățat să not foarte târziu. Asta înseamnă că nu știu să not foarte bine. Dacă aș fi învățat mai devreme, acum eram mult mai meseriaș la notat. Dar la fel și cu banii, cu administrarea bugetului. Cu cât încep mai devreme să-ți administrezi un buget care ți-e dat, de oriunde ți-e dat, din, nu știu, ți-l dă tata, mama, bunica și așa mai departe, în momentul în care tu câștigi bani și ai pus tu acolo umărul, atunci te gândești la ei, bă, stai un pic. La fel ca și când faci curat în casă. Vine unul și calcă pe jos, pe acolo, pe covorul pe care tu l-ai aspirat, stai un pic, băiatul, că i-am făcut curat. Simți. Ei, asta e și cu banii. Îi ai câștigați de tine de devreme, de când ești copil, de când ești tânăr, cum spuneai, da, în alte țări, copiii de la 14 ani încep să lucreze și lucrează mulți de astea, entry level, de genul ospătar și așa mai departe. Da, învață încet, încet să-și administreze niște bani. Și într-adevăr, poate că nu au cele mai, știu eu, obiective, dorințe, da, vor să-și iau o mașină, vor să-și ia, știu eu ce, dar își administrează banii. Și încet, încet încep să înveți. Cum gândesc oamenii despre bani, aflăm din materialul următor. Ai un buget personal? Da. Și spune-mi mai multe, cum îți cheltui banii? Pe chirie deocamdată, pentru că nu stau în Timișoara, nu sunt în Timișoara, și haine, mâncare. Dacă avea 500 de euro, cum i-ai cheltui? Dacă aș avea 500 de euro? Nu știu, eventual mi-aș lua mai multe lucruri pentru mine, ce am nevoie. Ai un buget personal sau primești bani de la părinți? De la părinți și mai primesc cadou de ziua mea și alte ocazii. Dacă avea 500 de euro, cum i-ai cheltui? 500 de euro? Păi m-aș duce în Paris. Cum anume vă cheltuiți banii? Shopping, casă. Ai niște priorități sau ești atent atunci când e cheltui sau pur și simplu e cheltui? Păi na, la... Atent. Dacă nu ești atent, nu mai trăiești, nu? Trebuie să împarți. La mâncare să fie bună. Pe ce cheltuie tinerii din ziua de azi banii? Pe ce cheltuie? Pe ieșit în oraș, distracții? Pe ieșirile în oraș sau pe distracții. Unii tineri care sunt cu cap pe umeri cât de cât și asta, se gândesc la viitorul lor și cheltuiesc, își fac o casă, ce poate să-și facă, își adună, își cumpără o mașină. E, alții uită pe la terase, pe la un alta. Nu știu, pe compuri, pe role, pe schi, nu știu. Păi, cheltuie mult, cheltuie mult. Te referi tinerii de vârsta noastră sau... Da. Păi cheltuie mult, dar și muncesc mult, cred. Cum îți cheltui banii? Banii care fac de la părinții cheltuie, cum pot. Pe toți îi cheltui cum apuci? Da. Dacă ai avea 500 de euro, cum ai cheltui? Nu știu acum. Pe haine, pe cosmetice, pe excursii. Eu unul pe sport, pescuit și cam atât. Oamenii au păreri împărțite despre bani și despre cheltuirea banilor. Ceea ce stă la baza comportamentului nostru de multe ori nu este nevoia, așa cum am spus, pentru că în teorie sună frumos, ci este ceva diferit, lăcomia. Cum priviți lăcomia? Din exterior, tu de nu o să spui, da. Să fii lacom nu e bine, pentru că de mic, când auzi lacom, ți se spune, lacom nu e bun, da? Știi să faci asocierea de lăcomie cu ceva ce nu e bun. Lăcomie ce înseamnă? Dorința de a avea, probabil. De a avea, de a acumula tot mai mult, fără un anumit raționament. Niciodată nu este destul. Noi ca și oameni, cred că suntem construiți pe principiul ăsta. Niciodată nu este de ajuns. Dacă ți-ai luat 4x4, o să ai nevoie de un alt model puțin mai târziu. Dacă ți-ai luat o pereche de schiuri, anul viitor, în mod clar, nu mai se poate schia cu aceeași pereche. Dacă ți-ai luat un aragaz, nu mai coace destul de bine și ai nevoie să-ți schimbi ceva sau în bucătărie. În fine, există în fiecare dintre noi germenul acesta de lăcomie. Cum îl controlăm sau cum discernem? Asta e lăcomie, asta e nevoie reală. Pentru mine a fost foarte greu. Eu sunt actiată după parfumuri și a fost foarte greu să înțeleg, mai Cosmi, da, ai destule, dacă stai și te uiți la mine, am vreo
3 sau 4 parfumuri, dar tot timpul mă lupt cu dorința de a avea și pe ăla sau hainele. Asta iarăși pentru mine un subiect tabu. Mi-e foarte greu să mă abțin la lucrul ăsta și trebuie să există punctul ăla când spui stop. Da, îmi doresc lucrul ăsta, dar nu neapărat că e un lucru bun. Mi le iau astăzi, peste 2 zile nu mai am nevoie de el sau nu mi-l mai trebuie. Sau îl dau la altcineva sau nu o să-l folosesc niciodată. Cum și controlăm? S-a întâmplat. Cum controlăm? Ne dăm seama că nu e ok. Probabil că dacă ne uităm la noi și vedem ce se întâmplă, care e fenomenul care se întâmplă sau succesiunea de fenomene care se întâmplă în procesul ăsta de a cumpăra ceva din lăcomie, am putea să învățăm. De exemplu, da, la un moment dat voiam mașină și am avut-o până la urmă. Am fost așa de fericit în primele 2-3 zile după ce am avut-o. Păi, ce meserea sunt eu ca mașină? După aia m-am gândit, păi, trebuie să-mi cumpăr cauciucuri noi, trebuie să-mi iau aia. Dacă mi-o sparge careva și așa mai departe. Și dacă stau să mă gândesc acum, care a fost fericirea și cât a fost stresul pentru câte săptămâni am muncit sau câte luni am muncit pentru ca să-mi iau o coajă de mașină. Vezi, aici trebuie să vezi unde investești și ce te face împlinit cu adevărat. Ce? Din experiență am văzut că investiția în oameni, nu investiția în lucruri, te face împlini cu adevărat. Cum poți investi în oameni? Când vezi că un om vine la tine și îți spune, îți mulțumesc că m-ai învățat, că atunci când sunt fals, nu-i corect să fiu fals și am observat pe pielea mea. Sau când îți scrie un copil un e-mail și spune, îți mulțumesc că în momentul în care mi-a fost greu, ai fost lângă mine. Aia e investiție care e așa de faină. Da, când te uiți la schiurile care stau unde băra, și ce dacă le ai? Că oricum nu le folosești decât maxim 30 de zile pe an. Ochiul nu se satură de privit, inima nu se satură de dorit, spunea înțeleptul Solomon. Sunt lucruri, o foame care nu se satură niciodată. Există însă un alt gen de foame care poate fi satisfăcută și care poate ține locul acestei nevoi. Foame după Dumnezeu. Cum comentați? E vorba iarăși de priorități. Dacă prioritatea ta în viață e relația cu Dumnezeu și dacă știi că El este Cel care îți împlinește nevoile și că tot ce ai acum poți ca într-un minut să nu mai ai nimica, atunci îți dai seama că ai investit aiurea și că ai pierdut ce era esențial pe relația ta cu Dumnezeu. Deci pentru mine foamea pentru Dumnezeu înseamnă ca zi de zi să fiu mai dornică de a-L căuta pe El și de a mă apropia de El, de a vedea că El este prioritatea vieții mele, nu banii, nu faima, nu, la urma urmei, nici relațiile cu ceilalți, ci relația mea cu Dumnezeu să fie prioritate. Cum schimbă această relație cu Dumnezeu optica noastră vis-a-vis de bani? Sunt banii răi? Sunt banii ochiul diavolului, cum spune lumea? Nu sunt, ne separă de Dumnezeu? Sunt trei. Nu cred, eu nu cred că sunt trei banii în sine sau intrinsec banii să fie răi. Dar în momentul în care știi că ești fiul lui Dumnezeu care deține pe toți și știi că Dumnezeu poate să-ți dea, pentru că Dumnezeu nu-i rău, e bun, o să-ți dea. De ce ai nevoie să-ți dea? Nu mai te gândești la ei, pentru că oricum ce ai tu are și Dumnezeu și invers. Dumnezeu îți dă tot ce ai nevoie. Atunci nu mai ești așa de stresat să-ți iei aia și aia și aia la altă. Ideea e să nu cazi nici în extremă de asta și să nu faci nimic, că oricum vei primi totul de la Dumnezeu. Deci eu cred că tu ca și om trebuie să-ți faci partea ta și atunci automat și Dumnezeu vine și își face partea lui. Există un aspect care nu l-ați menționat. Amândoi ați afirmat Dumnezeu îmi dă și în mod clar ceea ce am primit de la Dumnezeu. Foarte mulți oameni gândesc că ceea ce am primit este rezultatul muncii mele, dar până la urma urmei, înțelepciunea, sănătatea de a munci și de a produce, oportunitățile de a produce banii respectivi, sunt tot ocazii pe care Dumnezeu ți le-a dat. Banii pe care îi am, până la urma urmei, sunt primiți de la Dumnezeu. Responsabilitatea mea este să-i administrez. Există ceva indicații vis-a-vis de modul în care aș putea să-mi administrez mai înțelept banii?
cred că ar fi bine să-ți definești foarte bine nevoile. Care sunt nevoile tale și nevoile reale, nu visuri. E bine să ai și visuri, dar în momentul în care poți să devină realitate visurile respective și nevoile reale e nevoia să ai ce mânca și ce bea, nu neapărat să ai super lux. Deci o nevoie reală, să știi să-ți împlinești o nevoie reală. Cred că asta vrea Dumnezeu. Plus ca o parte din ceea ce ai tu e de datoria ta ca și om să ajuți oamenii nevoie sau oamenii care nu se descurcă și... No. Dumnezeu are vreo pretenție la veniturile tale? Da. Da, există. Are? Păi cum? De ce? Vrea să-i dăm a 10-a parte din ceea ce câștigăm. De ce vrea? Cred că vrea să-i dăm înapoi a 10-a parte, nu pentru că are nevoie de ea, ci pentru că vrea să avem o disciplină, să ne aducem aminte că El ni-i dă. Și asta nu înseamnă că dacă noi o să-i dăm lui mai mult sau a 10-a parte, atunci să ne dea tot timpul, să-i așa un joc, un ping-pong, dăm tu mie ca să-ți dai eu ție înapoi. Nu. Poate că nu o să-ți dea. Poate să-ți dea peste 2 luni sau următorii 10 ani, o să-ți dea mai puțin decât ai avut înainte, chiar dacă ai dat 10 ale. Dar tot el ți-e dă și pe aia. Și atunci trebuie să... Probabil că asta e raționamentul sau modul în care a gândit Dumnezeu. Ca să-ți aduci aminte că eu ți-am dat ție banii, îmi dai o parte din ei înapoi. De ce să-i dau lui Dumnezeu a 10-a parte? Cosmina, care e opinia ta? Pentru că tot ce ai, ai de la El. Și... tot ceea ce ești, ești pentru că El a vrut lucru ăsta. Este momentul să tragem câteva concluzii la finalul discuției noastre. Dacă societatea, în mijlocul căreia trăim, ne spune să cheltuim mai mult, modelul creștin ne propune o abordare diferită. Ne spune că noi suntem doar administratori ai banilor și că suntem răspunzători în fața lui Dumnezeu de modul în care îi cheltuim. Ce presupune aceasta? Examinați-vă! Cheltuiți banii în mod frivol? Aveți obiceiul de a face risipă? Vă comparați cu ceilalți? Am văzut astăzi că banii în sine nu sunt problema, ci lăcomia noastră și că modul în care ne raportăm la bani reflectă calitatea credinței noastre. Dumnezeu ne propune să trăim o viață simplă, dar mulțumitoare, pentru că adevăratul câștig în viață este viața și nu banii. Te invit și data viitoare la o nouă emisiune, pentru că meriți să trăiești la superlativ. Fii înțelept, fii ascendent.